această frumoasă sărbătoare. Bine v-am găsit. Gustați-l cu nică și sare. Deci nu rămas, ce-o rămas doar? Sarea. Și pânică mai este. Pentru oameni buni, este de totul. Să aveți parte doar de bine și o zi frumoasă. Tine. Iubesc ca și pentru mâine, cât nică în brațe mă ține. Pentru gură de zahăr mă. Călători, bine v-am găsit la un nou episod. Aici suntem în inima Codrilor, mai exact la sărbătoarea Fagului, la Plaiul Fagului, aici unde este sărbătorit verdele crud al primăverii și începutul verii. O sărbătoare care reunește producători locali care au venit să-și etaleze produsele, să-și etaleze obiectele, dar de asemenea o sărbătoare care a unit și diferite ansambluri folclorice de amatori, care pe lângă faptul că vor prezenta numere artistice, aceste ansambluri au venit și cu bucate alese cu tematică de verde, cu tematică de pădure. În acest episod o să vedeți toate detaliile și cum s-a sărbătorit Fagul. Plătite, orice vă trebuiește. Sarmale cu ce sunt? Cu carne, cu orez, morcov, orice. Cu oaie de varză și? Cu oaie de varză și cu oaie de... Viță de vie. Viță de vie. Am înțeles. Dar de unde sunteți? De la Costuleni. Costuleni, am înțeles. Acolo așa se fac sarmalele? Da, așa. Aranjate atât de frumos? Da, da, atât, așa cum le vedeți, așa se fac. Ariciul, ciupărcuț, plăcintă cu nucă, cu brânză, babă, brăduț, ce mai avem aici? Caștani, jelie, toate bunătățile care prezintă bucatele de la Codru. Am înțeles. Și vreți cumva să bucurați astfel vizitatorii cu aceste bunătăți? Da, după ce trece comisia și ne apreciază, noi o să vă servim gratis. Vine lumea și întreabă dacă vindem, nu vindem. Toate acestea sunt gratis. Și din suflet. Și din suflet, da, uitați-vă. Cu drag, da. Deci toate aceste bucate au fost făcute de voi, da? Da, da. Gospodinii orașului Cornești. Așadar, iată aceste minunate doamne, stați așa să mă văd și eu, de la Cornești au venit cu bucate alese, cu speranța, în primul rând, de a aduce cât mai multă fericire vizitatorilor, dar și să iau un loc de frunte după ce o comisie specializată va evalua tot ce este pe masă, da? Sunt apreciate. Apreciate, exact. Suntem de la Romanovca, ansamblu Romancuțile, suntem un colectiv tânăr, abia a doilea an,
dar avem foarte mult succes, de atât suntem invitați la toate sărbătorile, ca acum și astăzi la sărbătoarea Vagului. Și după cum vedeți dumneavoastră, fetele au pregătit și bucate și astea. Și vreau să mai spun ceva interesant. Noi, prin munca noastră, singuri ne-am dombândit costumația. Fata mea, fiica mea din America, au venit și le-a făcut cadou o pincuță. Și tot ce vedeți, suntem un ansamblu super. Am venit cu plăcere la așa sărbătoare. Pentru a da binecuvântare. Am fost anul trecut la sărbătoarea Fagului. Avem un cupaș din Pinot Noir, Fetească Neagră, Rară Neagră, Roada 2022. Un roze, un vin foarte interesant. Neapărat gustați-l. Mersi! Iată, o să gustăm acum. Am venit cu mare drag, chiar din satul nostru drag, din satul nostru natal, frumos, Rădinii Vechi. Suntem gazda și primim cu mare drag în prag la Rădinii Vechi, cu drag. Am venit cu multe cântece, folclorice, autentice, culeasă de pe teritoriul satului Rădinii Vechi, anume a noastră, din comora noastră rădinienilor. Le aducem în seamă cu mare drag, sperăm și de acum înainte să culegem multe cântece și culegeri pentru a promova tradiția, obiceiul și cântecele noastre folclorice. Avem bucate tradiționale satului, gastronomia satului Rădinii Vechi, unde anume special am arătat bucatele și le-am pregătit cu drag, cu mare drag, pentru toată lumea care este prezentă astăzi la sărbătoare. Bucate tradiționale avem. Haideți să ne arătați. În semn de apreciere pentru doamna Maria, arată bucatele care le prezentă. Doamna Maria, da, ce bucate aveți aici? Avem de toate. Plășițele cu brânză, babă de la Rădeni, pierzi puti cu nuci, colțunaș, vinică, colac făcut în floră, sarmăluțe, și floarea răsăritii. Din ce e făcut asta? Poftim? Cum e făcut floarea asta? Foarte simplu e făcut. Stai cu paharul rotund așa și pune dulceață și se... Învârte. Da. Și aveți floarea pe loc. Da, păi cum? Ne-a sărut și am face să aducem la plaie facul. Prieteni, iată, degustăm floarea răsărite, așa cum se mănâncă aici la Rădeni, da? Bine, ia. De fiecare dată și în fiecare an. Foarte bun. Toată lumea minunată și Dumnezeu să ne aibă în paza sa și încă o dată. Un deliciu aparte, un deliciu aparte. Ne stăruim și noi să facem ca să ne mândrim cu ceea ce avem. O să servim plachie. Cum se face aici la Rădeni. Degustăm și plachia ca la Rădeni. Este orez cu lapte, da, și cu stafide. Și unt, da. Este o gustare care de obicei în aceste zone sau în această localitate se servește la cumetrii, la nunți. Vă mulțumim! La sărbători! Ei, iată că foarte bun. Oficiale și sarmale. Am trecut-o cu brio. Și dacă-i sărbătoare, veniți aici? Muzică și joc să fie. Aceasta este o prăjitură deosebită care se prepară cu ajutorul fusului. Se ia fusul și aluatul și se învârte așa. Și iată, avem sub forma unui trandafir. Cât de important în general pentru dezvoltarea turistică, culturală, dar și partea economică? Asta este viața omului în Republica Moldova. Eu nu pot să zic că este ceva mai important decât altceva. Fagul, oamenii, colectivele, cultura tradițională, meșteșugul tradițional, fac parte din viața moldoveanului. Și nu pot să zic că este ceva prioritar.
este important că ne vedem, că ne simțim, că știm să transmitem generațiilor și cultura tradițională prin oamenii noștri. Doamna primar, cumva satul este gazda acestei sărbători a Fagului, în care onorați Fagul. Satul este gazda la 11-a ediție a Plaiul Fagului, sărbătoarea Fagului. Cu ce ați venit astăzi aici? Cu gastronomie și cu un reportaj de cânti, să evalueze pe scenă Rădinencile, ansamblu model Rădinencile. Și e recetă după tradițională, adică se pune la macerat și da. Stați că stejerelul e cu noi, dar unde e? Stejerelul e cu noi și are ghemoroi. Asta, nu știu dacă, da, viața-i viață, nu? Da. Stejarul? Cum? Din popor. Da, e din popor, da. Dar din ce este făcut? Din coașă de stejar. Iată cum. Dar mai înțeles că la pinea voastră se face suc din borșacru. Ca un fel de cucoas. Băut, da. Da, da. Aici ce avem? Aștia, cine are zăhăriel, vișinata e cu el. Știți că se folosesc și codițele și asta. Dar zic că tot la macerat și asta. Și iată... Dacă fii tinctură de nucă, te roi, da, să usucă. Asta e corect, dacă o ții. Da, da. Și mai avem acolo ceva să bem, să fim veseli toată ziua. Da. Ce e? Aici e socată. Iată, doamna Luba o fac preparatul. E din flori de soc. Lămâie. Lămâie, vreo două firișoare de mintă, miere și... Nu faci vesel. Da, și faci vesel toată ziua. Care și un pic de drojdie.